Peste 150 de facturi poștali din județul Suceava au participat sâmbătă la o nouă ediție a Marșului Poștașilor. Cei mai buni mărșăluitori au fost premiați. Marșul Poștașilor a devenit deja o tradiție și a ajuns la 37-a ediție, iar sâmbătă, la linia de start a competiției, care a avut loc pe stadionul din Gura Humorului, s-au prezentat 90 de bărbați și 60 de femei, gata să cucerească titlul de cel mai bun mărșăluitor din județ. Primii care au pornit în curs au fost bărbații, care au avut de alergat 7.000 de metri, mai exact 20 de ture de stadion. Au urmat apoi femeile, acestea fiind nevoite să alerge 5.000 de metri și anume 12 ture de stadion. Unii s-au tras din competiție după câteva ture. Alții au rezistat eroic până la finele marșului. Însă numai primii trei concurenți ajunși la linia de sosire au fost premiați de organizatori. Premiile au fost amânate de Matei Brătianu, președinte al Federației Sindicatelor din Poștă și Comunicații, Radu Mironeanu, director executiv al Companiei Naționale Poșta Română, Iordanel Secrieru, președintele filiale BNS Suceava, Marian Ionescu, director al Oficiului Județean de Poștă Suceava, Nicolae Costriș, lider, și Carmen Baciu, vicelider al Sindicatului Poșta Română Suceava. La băieți, câștigătorul marșului a fost Victor Romașcanu, de la Oficiul Poștal Suceava. Pe locul 2 s-a plasat Radu Hopulele, de la Oficiul Poștal Cacica. Iar pe locul 3, Remus Tadeuț, de la Oficiul Poștal Cacica. Organizatorii l-au premiat și pe cel mai vârstnic participant la marș, Ioan Nicșan, de 60 de ani, de la OPRM Suceava. Și pe cel mai tânăr concurent, Adrian Ungureanu, de 22 de ani, de la Oficiul Poștal Suceava 1. Competiția feminină a fost câștigată de Rodica Moisa, de la Oficiul Poștal Câmpul Moldovenesc. Pe locul 2 s-a clasat Andreea Iancu, de la Oficiul Poștal Vatra Dornei, care a fost desemnată și cea mai tânără participantă. Pe locul 3 a terminat Ana Polonic, de la Oficiul Poștal Suceava 3. Cea mai vârstnică participantă la marș a fost Aurica Pădure, de 50 de ani, de la Oficiul Poștal Suceava 3. Câștigătorii probelor de marș s-au calificat la faza regională a Marșului Poștașilor, ce se va desfășura luna viitoare.